Salut! Da, dragii noștri, bine v-am regăsit la Savarină, sunt Dor Machiavelli și subiectul nostru de astăzi este în județul Prahova, orașul Băicoi, undeva prin Muntenia, s-a născut primul bărbat cu 3 testicule. Cu semn rău. Dar Băicoi de unde vine? Baiu vine de la pădurea lui Baiu, un cioban coboră din acea pădure, și Coi vine din turcă, de la substantivul sat. E da? Ceva, cum s-a spune, ceva supranatural. E ceva ieșit din comun. Eu știu că un om normal trebuie să aibă 2 testicule. Serios. Dar meu, în orașul Băicoi s-a născut primul om cu 3 testicule. Este un semn bun sau un semn rău? Un semn rău. Salut! Uite, în orașul Băicoi s-a născut primul bărbat cu 3 testicule. Este un semn bun sau un semn rău? Nu te interesează. Nu te interesează bărbații sau bărbații cu 3 testicule? Reportajul dumneavoastră. Să trăiți, bună ziua! Domnul meu, știți că ați auzit de orașul Băicoi din județul Prahova? Nu. Nu? Da. Am auzit, bine, auzit? Mare, da. Uitați, s-a născut un bărbat cu 3 testicule acolo. Este un semn bun sau un semn rău? E semn rău. De ce e semn rău? N-am auzit așa ceva. Da, da, da. Nu, nu, cu 3 nu. E da? Ceva, cum s-a spune, ceva supranatural. Cam așa ceva. În orașul Băicoi. Băicoi? Da. S-a născut primul bărbat cu 3 testicule. Este un semn bun sau un semn rău? Cu 3? Da. Păi, nu știu ce să spun acum, dar ar fi... E ceva ieșit din comun. Exact, exact. Să trăiți, bună ziua! În orașul Băicoi, din Muntenia, județul Prahova, s-a născut un bărbat cu 3 testicule. Este un semn bun sau un semn rău, după părerea dumneavoastră? Da, trebuie operat, dacă vă duc, eu știu. O părerea mea, eu altceva. S-a născut primul bărbat cu 3 testicule. Este un semn bun sau un semn rău? Nu, normal. În orașul Băicoi. Se spune că aceste fac dragoste mult mai bine, de 3 ori mai bine. Hmm? Da, nu știu, nu am ce să spun. Te-ai căsătorit cu bărbatul cu 3 testicule? Nu! De ce nu? Că nu! Vrei așa unul normal ca mine? Normal! Normal! Da. Hai să mergem să vorbim. Wow! Yes! În județul Prahova, da, în județul Prahova, lasă pantele. Nu, orașul, în orașul Băicoi s-a născut primul bărbat cu 3 testicule, domnule. Este un semn bun sau un semn rău? Extraordinar. Băi, așa l-ai bărbat, băi, nu noi. O fi de la radiații? Sunt și alte treburi. Noi văzut că mai nasc femeile cu copii, cu body, iepuri, ba, cu tare, nu știu și... Nu e normal. Eu știu că un om normal trebuie să aibă 2 testicule. Exact, da. Așa știi, cel puțin știu eu. Probabil că un semn bun. Nu? De ce? Deci pentru că are mai mult potențial. Potențial. Să cred că, nu știu, fie o glumă, fie... Al dracu, drăcii. Să fie o glumă sau să fie ceva. Da, las că știu eu. Cum informații să mai pot naște, începând de la scandă. Medicii din orașul Băicoi au spus că din cauza radiațiilor care au venit de la Cernobâl. La asta mă gândeam și eu, dar e vorba de când s-a întâmplat în 85-86. 86 chiar, da. Da. În orașul Băicoi... Savarina. Da, în orașul Băicoi s-a născut primul bărbat cu 3 testicule. Este un semn bun sau un semn rău? Da, de unde știm noi că e adevărat treaba? Da, păi uitați-vă la mine, nu prezint eu... ...de la Băicoi și-a pierdut naie un... Spune poezia că e bună când apare Savarina. Eu la asta m-am gândit, că se pot naște cum alt formație, dar să fii cu 3 testicule, chiar nu cred. Nu v-ar plăcea să aveți 3 testicule? La vârsta asta nu văd ce rost ar avea al treilea. V-ar plăcea să aveți 3 testicule? Nu. De ce? Dar la etatea mea nu se mai merită. Nu? La 72 de ani. Ție ți-ar plăcea să te naști cu 3 testicule? Doamne ferește. Oamenii spun că ar fi din cauza radiațiilor. Căutați-vă. Da, s-a născut și eu vă urmăresc, atent, dar vă urmăresc cu tinerile, nu cu doamnele vârste. A, deci nu merge. Nu merge cu noi. Uite, femeile au început să-i ceară adresa de Facebook, să-i ceară mail-urile, deci toate femeile roiesc în jurul lui. De asta ar fi un avantaj. Nu cred. Sigur nu ți-ai dori? Nu cred. Tu ți-ai dori să vezi o femeie cu 3 seni? Da. Da. Ai 2, nu? Din păcate, am avut un accident și am numai unul eu. Nu. Dar ce accident ai avut? Poate? Ce accident? Am la fotbal, când eram, mi-a venit mingea și...
Pa, 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 pa. Cu astea două sunt mulțumit. V-ați făcut treaba? Până acum, da, dar de acum acolo, sigur nu. Ok. Dar da, cu deștiu. Sănătate, numai bine. Să trăiți. E ceva ieșit din comun. E da? Ceva, cum s-a spus, ceva supranatural. Păi, bă, așa l-ai bărbat, bă, nu noi. Eu știu că un om normal trebuie să aibă două testicole. Da. Serios.